Apropo de asta, am mai pățit o dată chestia asta, foarte scumpă, la cabana Bâlealeac. Da, acolo iar. Deci fii atent cum s-a întâmplat. Pe vremuri, când eram tânăr Holtei, m-am dus cu un prieten, Radu, dacă îl cunoști, Chirilă. Îl cunoaște. Eu nu știu de ce colegul nu face doar emisiuni de astea de povești. Bă, stai să zic, bă, dar nu știu pe nimeni să facă ce am făcut eu, poveștile mele. Ascultă, o paranteză. Da. Nelson Mondialu, pe care Nelson, îl urmărește, da, Nelson, și colega, oui, și așa, pune fiecare zi câte o poveste. Da, dar el are din astea. Și tu le ai. Și tu le ai. Și tu le ai poveștile. Stai să-ți povestesc. La Bâlealeac îl iau pe Radu, Holtei fiind, să impresionăm două tovarășe. Așa. Le-am luat pe tovarășele noi. Aveam mașină, băi, Mazda 626. Adică nu eram orice pe vremea aia, știi? Două uși, cupe, frumoasă, albastră. Și unde-i tragagicile? Bă, nu, că era, nu, era mai loc. Mai este tot, loc. Era loc. Fetele în spate și unde să mergem? Hai să mergem la o plimbare. Ieșim așa încolo și, fără să vrem, ne trezim la Bâlealeac, într-o plimbare. Și nu era nici autostradă până la nu era, îți dai seama că m-am dus pe drum. Bun, am ajuns sus la foarte cald. La Deva erau vreo 25-26 de grade vară. La Bâlealeac, frate, frig. Bă, nu aveam haine la noi, în pantalon scurt, din alea. Ne băgăm repede în cabana respectivă, știi, o știi și tu. Bă, și vine un chelner de ăsta, știi, un șmecheraj de ăsta, din ăsta uleios, unscul de toate. Ne-au văzut, m-au parcat. S-a uitat repede, știi, a văzut mașina. Mamă, ăștia mașină, nu știu ce. Ne-am dus, nu că era vreo mașină, dar pe vremea aia era, în fine. Mergem înăuntru, noi să impresionăm fetele, aveam bani, nu mai știu cum erau banii, dar și minte că aveam o tuflă de bani de din aia, de aia mărunți, de, în fine, adică nu prea aveau valoare, că dar erau... Erau mulți. Mulți, în fine. Și vine nenea ăla și ce, bă? Aș să uite așa la noi și pac, ceva duc, nu știu ce, mititei, două ciorbe. Cât costă? Nu era niciun meniu pe acolo. Ne-a făcut ăla din pix. Bă, deci fii atent. A venit, deci a costat ciorba și alea, de îmi cumpăram și făceam 10 ciorbe. Nu așa. Deci a fost în orice caz extraordinar de scump. La care cineva a comandat lângă noi la fel, știi? Și fără să-mi dau seama, bă, pe ăla a costat de vreo 3 ori mai puțin. Dar ți-am zis, omul avea el pixul el, știi? Și făcea, trebuie să uite așa la tine și pac, îți dădea nota, știi? Ca la floarea din grădină. Tu cât iei? 5, 7, 8, depinde. Da, cam asta a fost cu... Chelnerul de la Bâlealeac. Deci după față v-a pus nota de plată, colegul. Gigi Silag, ce zice? Oricum era și în românește meniu. Nici tu nu mai știi să minți. Nu mai mint, măi, Gigi. Du-te și vezi. Acum nu mai fi așa. Dar atunci îți garantez că nu era... unde era în românește? Te referi la Monte Carlo? Nu era niciun românește. O la Bâlealeac. La Bâlealeac nu era niciun meniu. Pe vremea când am fost, îl am martor pe prietenul Radu, nu era niciun meniu. Deci... acum o fi, probabil, dar îți dai seama, erau anii ăia, nu... Îți dai seama cine, abia era pornită privatizarea în România.